Pentru Mihu, natura are chip de femeie. Fetele tânărului artist sunt pline de viață, culoare, mereu îmbrăcate în straie tradiționale. Lucrările semnate de Mihu au fost recent expuse la Barcelona, vernisaj organizat de Asociația Moldovenilor din Catalonia. Cincisprezece dintre cele 20 de lucrări din colecția Fata Pădurii au fost expuse la Barcelona. Reacțiile spaniolilor și cele ale conaționalilor au fost prompte. Au rămas destul de impresionați de ornamentele pe care le purtau fetele, ele pe care le purtau fetele pădurii. Bineînțeles că ai noștri și-au adus aminte de acasă, fetele lor zâmbeau frumos, dar în suflet cred că aveau nostalgia asta care încercau oricum să o... să o mascheze printr-un zâmbet. Ideea colecției Fata Pădurii a apărut în timpul unei excursii în Munții Făgărașului. Prima piesă pictată de Mihu din această serie a fost concepută însă în partea ucraineană a Bucovinei. Era o zi foarte ploioasă, era deja spre seară. Noi eram într-o cabană de lemn din ala de munte, cu piatră din aia de munte. Cabanierul ăsta zice: ar fi fain să vă întâlniți la refugiul Fata Pădurii. Și eu când am auzit de Fata Pădurii, zic: băi, trebuie să fie Fata Pădurii. Mihu, așa cum este cunoscut în lumea artei, ne-a mărturisit că de mult timp își dorea ca lucrările sale să pună în valoare natura. Pădurea este cea de-a doua parte a creației. Creația în întreg suntem noi și natura. Noi nu avem de ce să ne temem de natură și natura nu ar trebui să se teamă de noi. De ce are pădurea lui Mihu chip de femeie, ne spune chiar tânărul pictor. Eu eram mai de mult inspirat de tulpinile astea de brazi înalți, care se duc așa spre cer. Ai putea să le dai o dimensiune fizică, da? 50 de metri tulpina sau... Dar când te uiți la ele din punct de vedere mai spiritual, mai sufletesc, nu le dai nu poți să le dai dimensiunea asta de... ține de monumental în sus. Lucrările lui Mihu sunt realizate în ulei. Prima serie de picturi, Mândră, Maci și Spicul de Grâu, s-a bucurat de succes și a fost cumpărată în întregime. Acum, artistul se pregătește să-și prezinte operele la Kiev, la vernisajul din Barcelona. Mihu și-a expus lucrările împreună cu altă pictoriță din Republica Moldova, Nicoleta Văcaru, despre care echipa TVR Moldova a realizat un reportaj. Artista și-a prezentat lucrările imprimate pe sticlele de vin moldovenesc, exportate în Europa.